Încă de la primele ore ale dimineții, severinenii au mers să joace norocul, sperând că vor da marea lovitură. Oamenii nu au mai ținut cont de faptul că veniturile sunt mici și, vrăjiți de mirajul câștigului, au completat chiar și câte 10 variante. Și fiecare are propria metodă, unii joacă aceleași numere, iar alții merg pe mâna norocului. Joc de mai mulți ani, am și câștigat de câteva ori. Care e secretul? Nu cred că există un secret, pur și simplu noroc. Băgați niște numere speciale sau da, la întâmplare? Da, am câteva numere speciale pe care le joc permanent. Am înțeles că totuși sunteți client fidel la loterie. Știți, de când e potul ăsta mare. De când e potul mare, da. De două ori pe săptămână și mic. Băgați variantă simplă sau? Simple, da, trei simple. Trei variante simple, da. Numerele cum le alegeți? La întâmplare sau aveți? Am mers pe o statistică care a ieșit cele mai des și câteva date de naștere. Ați câștigat vreodată? O singură dată la, cum se numește, la noroc. Da, la noroc. Bine, oamenii și joacă, pentru că reportul este foarte mare. Joacă de la variante simple până la combinate, deci chiar 8 numere, 9 numere fără cod. Câștigurile și pentru marele premiu joacă, dar avem câștiguri și cu 3 numere, 30 de lei premiu fix, cu 4 numere, 5 numere, la fel, diferă de la o tragere la alta. Deci sunt premii frumoase și oamenii sunt atrași de ele. O variantă la loto 6 din 49 costă aproape 5 lei. Reportul este de peste 46,7 milioane de lei, bani care sunt puși în joc la extragerea de duminică. Și pentru că reportul este destul de mare, 10 milioane de euro, o să încerc și eu să completez o variantă, să vedem dacă va fi cea câștigătoare. Voi alege 6 numere la întâmplare. Să sperăm că voi avea noroc. Mulțumesc! Premiul pus în joc duminică va fi cel mai mare din istoria Loteriei Naționale, așa că îl va face pe românul câștigător milionar în euro.